Bineînțeles, este foarte important la sfârșit să exportăm documentul într-un format în care să fie accesibil și corect pe orice calculator și atunci, ca la toate documentele pe care le vom salva și pe care le vom trimite acest semestru, mergeți la meniu File, Package și continuați procesul. Da, voi salva documentul. Voi salva unde mi era deschis și îl voi face pachet, voi hotărâ să-l fac pachet aici. Și acum, vedeți, mi-a făcut acest folder care, din nou, conține fonturile folosite, conține imaginile folosite și fișierul de InDesign, un fișier pentru versiuni mai vechi de InDesign și fișierul PDF să poată să fie văzut rapid de către oricine. Din nou, click dreapta, send to compressed zip folder și acest fișier zip este cel pe care îl voi pune pe Moodle.